aici fără mișto că am văzut o pe cameră. Astăzi eu împreună cu prietena mea Ana Banana am făcut o bază secretă sub baza secretă a prietenei noastre Maria și era să ne prindă. Nu uitați să apsați pe butonul și de like și de subscribe ca să ne strângem și noi 200.000 de burgeri pe canal și să dați un follow pe Instagram ca să apareți chiar acum pe ecran și să vorbim mai multe și în privat. Eu vă las cu clipul. Vizionare plăcută. Ok, fraților, ne-am întors aici cu prietena noastră cea mai bună din univers, Ana Banana Și dacă vă aduceți aminte și ați văzut ultimul clip, știți că am găsit o bază secretă la noi pe server Pentru că prietena Ana a început să se joace cu noi și prietena ei, Maria, a făcut o bază secretă Și noi am găsit-o din greșeală, Ana, dacă ați vine să crezi Dar am spus că vrem să facem noi ceva interesant Hai că secretă dacă e ceva Bine, nu a fost și mai secretă bază Dar noi nu știam de ea și am găsit-o Și Ana, am vorbit cu prietenul nostru hacker Să ne ajute puțin cu baza secretă Pe care o să o facem sub baza ei secretă Pentru că am zis data trecută Că bă, chiar trebuie să facem și noi o bază secretă Sub baza ei secretă Că am zis că vrem să facem o bază secretă din prima Și dacă tot și-a făcut ea deja Mai facem noi încă una Că suntem șmecheri, practic Ana, spunem câte like-uri să se facă la acest clip Ca să continuăm cu baza secretă sub baza Mariei. Să vedem dacă ne iese întâi. Dar câte like-uri? Mamă, 5.000! Oh my god, nu știu dacă se poate așa ceva. Deci dacă facem 5.000 de like-uri, fără niciun mișto, că, ba, nu știu, o să facem un troll rău de tot Mariei cu baza aia secretă, nu știu. 4.000-5.000 vreau. Mamă, ok. Deci fii atent, Ana, ca să te învăț cum funcționează tot procesul ăsta cu baza secretă. Dar să dai și subscribe. pe păi, logic au da subscribe toată lumea e abonată. Cum să nu dea subscribe? Am făcut și 130.000. Apropo, chiar, chiar vă mulțumesc super, super mult. Deci, Ana, primul lucru pe care trebuie să-l facem noi este ne uităm cu cutia poștală și avem aici două chestii de la prietenul nostru foarte bun, hackerul. Ne-a dat aici un ghiozdan cu chestii și un document care se numește bază secretă. Hai să vedem despre ce e vorba, e prea tare hackerul. Bă, chiar e tare rău la tot. Ia uite ce zice Ana. Salut Luca, mi-a plăcut mult ultimul clip în care tu și Ana ați găsit baza secretă a Mariei. Îmi era doar să vă văd cum lucrați împreună. Ao. Oh. Hai că lucrăm noi împreună, cred că niciodată n-am lucrat împreună, am lucrat și noi data trecută. Chiar, chiar a fost un moment foarte, foarte drăguț, Ana, că ne-am aliat așa. Am auzit Că vreți să faceți o bază secretă în baza ei Acum, bă, deci chiar știe ce să mai Că i-am zis și eu, oricum eu am vorbit cu el Așa că ți-am pregătit tot ce ai nevoie Uuuu Apropo, e fain rău de pe lucaluc.ro Mi-am comandat niște tricouri cu burger șmeche rău Țină tot așa Bafta mândurora o. Deci da, fraților, dacă nu știți, avem aici site-ul nostru lucaluc.ro Cum? Da, poți pot să dai ăla, la jos, sigur Deci asta se pare că prietena mea n-are ceva cu site-ul nostru Nu știu care este faza Dar primul link în descriere lucaluc.ro Dacă vreți să vă luați hanorace Dar e foarte cald, dar totuși sunt șmeche rău de tot Sau tricouri cu modele foarte tari și cu Ana Și cu burger și cu to tot ce vă puteți imagina aveți pe site-ul nostru și cana ia uite ce frumoase. e, dar asta o să revenim mai încolo, Ana, pentru că trebuie să ne grăbim rău de tot, deci și că mi-a lăsat mie tot ce am nevoie, deci Ana, hai să vedem ce ne-a pregătit hackerul, uite, o să pun pe jos ca să vezi și tu, momentan Maria nu e pe server, ca de fiecare dată când noi acționăm, acționăm fără să fie Maria pe server, logic, și dacă ne uităm aici, ea, ne-a lăsat aici o armură, ce, -ce ne-a făcut, mă, ne-a lăsat armura aici, ok, deci ne-a lăsat o ladă din asta frigorifică, niște calculatoare, mamă, Poți să iau eu armura? Păi ce să faci tu acolo? Nici măcar nu ne-a dat armura full, ce se întâmplă? Ok, nu contează bine, poți să o pui tu pe tine. Cred că ne-a dat o să punem parmur stand, gen să uh, decorăm pe acolo. Ne-a dat niște paturi, ne-a lăsat niște lem deci mai multe chestii care să ne ajute la bază. Nu, e, nu ne-a lăsat mare chestie, dar ne-a lăsat niște chestii care să ne ajute. E fix ce trebuie pentru bază. Da, 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 nu ne trebuie mai mult că ne facem noi acolo. Hai să mergem Ana să acționăm de urgență pentru că Maria poate să intre în orice secundă pe server. Uh, noi avem intrarea pe mai avem intrarea acolo, am mai făcut intrare, n-am mai făcut, Cam am zis că venim pe aici prin spate direct, nu? Ok, deci venim pe aici prin spate și intrăm direct. Uh, noi n-am văzut intrarea asta prima oară când am găsit baza, aia e. Bun, deci asta e baza secretă a Mariei. Ana, unde putem noi să facem este întrebarea aia, spune, mai vreo idee? Eu deja știu că i-a spus hackerului ce să-mi dea ca să putem face, dar sunt curios. Nu, no, nu aici, Ana, fii atentă că am găsit o idee mult, mult mai bună. Deci fii atentă, i-am spus hackerului în mod special să-mi dea acest trebdor. Vezi trebdorul ăsta? Ai idee deci, ce o să facem noi cu el, pentru că o să facem ceva foarte, foarte șmecher. Vină cu acea Ana aici, nu, nu aici, vină cu acea să-ți arăt. Deci, practic, am analizat eu puțin și în dormitorul ei este acest chest care este pe un lantern, dar uite cum e cu verde, cu astea, vezi ce zic. Și aici putem face ceva foarte. Ce asta? O, oh, păi, cred că și-a lăsat și agios. da, nu, aici, abar n-am ce asta. Nu era aici? Păi, da, mă, da, am mai venit în bază de ultima oară și am fi lăsat și eu, da, nu e mare chestie. Da, nu era aici ultima oară, ai dreptate. Ok, deci stai așa să vedem. Deci, ia la de acolo Avem aici pregătit chestia asta Și dacă să săpăm noi un pic în jos de aici Și punem trepdorul Ok, bă, ia uite -o mă pana Tu om de ferește, bă, lasă-mă bă, bă, tu de partea cu ești, teana, că trebuie să facem Ia uite, nici nu-ți dai seama că Nu e lantern și e un bă, e prea Prea bine gândit, efectiv Și acum trebuie să ne apucăm, stai că ne-a dat și o groază de lemn Și să facem chestiile alea basic Adică să facem niște scări, să facem mai multe chestii Mă rog, asta s-ar putea să mai dureze puțin, dar uh, fiecare bază trebuie să aibă un început, nu? Deci trebuie să facem și chestiile astea. Da, Ana s-a blocat în bază. bana, deci cu, cu, un partener ca tine, nu știu ce bază secretă o să facem noi. Uite, și tu, pune înapoi blocurile, nu le pune bă înapoi, că trebuie să facem așa. Uite, și facem aici frumos o scară. Hai că avem de lucru până să facem toată baza asta. Trebuie să facem începuturile, care astea sunt cele mai grele. Oficial am terminat baza bazei, Ana, cum s-ar spune. Adică camera principală, am pus pereții, am pus tot ce tare a ieșit. Bă, chiar a ieșit tare, dar știi ce moftic? Că am uitat să cer un material sau ceva de perez Și a trebuit să-l facem noi, gen Oh my god, um, ok Nu te panica, nu te panica Dar a intrat Maria pe server și noi gen suntem Sub baza ei secretă, vai Luca Ok, ok, stai așa, calmează-te, calmează-te Poate totuși nu el a calculat Ok, te a schis pe chat, nu, nu prea e bine Bună, ok, ok uh, Ce faci Maria? Stai așa că uh, am întrebat și eu Ce faceți? Mamă, ne-a și eu ce facem Ok, comportă-te normal, Ana Nu s-a întâmplat nimic, tot e ok Pe afară, auzi ce zice Ana, du-o, um, nu dici, bă afară. Oh my god. Ok, stai așa să văd dacă, dacă pot să o văd. Ce facem, mă, Maria? Uite, o că e la ea în casă. Deci e la ea în casă în secunda asta, Maria. Luca mi-a venit tricoana, banana vegetariană și cană. Wow, ce tare, Maria. Să-mi dai poză pe Instagram să te pun la story. Bă, dacă și Maria și-a luat mărci, deci n-ai ce-i spune. Deci chiar e șmecher de tot. hai să, hai să lăsăm puțin mărciu acum, Ana, pentru că Maria este fixă acum pe server și noi suntem sub baza ei, gen. O să-ți dau, păi e frumos, da, bă, chiar e șmecher mărciu. Dar stai așa un pic să vedem care este faza, ce se întâmplă. Eu tu pe Maria pe afară. s-a duc la magazin. Băi, șansa noastră e la magazin. Fii atentă, fii atent Ana că e la magazin. Deci, am pus să pe jos. Hai să vedem ce avem pe aici, Ana. Bă, stai puțin. De unde a apărut armura asta? Ana, tu cum va avea armura asta la tine de chain? De am zis eu că nu ne-a dat o hackerul pe toată. Cum Tum, ne ferește Ok, am înțeles, deci ai pus-o tu înapoi aici Deci Maria e la magazin, este șansa noastră Ana, nu știu, ia și tu ce poți pe aici Și începe să decorezi repede Ca să terminăm, să spunem că bă, am terminat baza Hai să punem, nu știu, un televizor Cum aveam în camera de gaming aici Pentru că mi se pare că, bă, un televizor tot ne trebuie Undeva pe aici, ia stai să vedem Deci avem și noi, uite, televizorul aici Bum, deci bag aici un televizor Mamă, stai că arată urât aici uh, Hai că sparg ăsta de aici Bă, sincer, nu prea am gândit baza asta, dar, uh, ok, știi ceva pe partea ta o să, o să, ai tu un microunde, da. Stai vă să-l punem undeva, uite, mai punem o de asta aici și pune microundele aici, gata, uite, e perfect, gata. Deci, dă-mi la televizor și îți mai faci ceva la microunde dacă vrei. Stai așa să văd ce face Maria. Ce facem mă, Maria? Încă e la magazin? Ia uite -o pe Maria, n-are nicio treabă, se plimbă pe acolo și cumpără ce are, mă, acolo și a cumpărat pizza. Ok, ok, încă e la magazin, e bine, e bine. Hai să punem câte, câte ceva din fiecare chestie. Mama, ai pus aici frigiderul ăsta. Ce mai avem? mama să le facem setup-urile. Stai așa, stai așa unde sale. Uite, boana am comandat din asta de la prietenul nostru hacker să ne facem și noi setup-uri de gamer ce suntem, dar nu mai avem loc unde să facem. Unde ne facem? Ne facem aici fiecare cât un setup. Mamă, să ne facem mai. Ia uite, ia uite o pană ce și-a făcut aici. Fii atent, îmi fac eu aici un setup. Și ți faci tu aici lângă chestul lângă asta de bag pe tine aici. Bă, avem scaune, nu cred că avem scaune. Oh my god, n-avem scaune, Ana. <laughs> Am uitat să-i cer scaune Ok, fii atentă că facem așa Îți pun ție calculatorul alb așa frumos aici Și stai în picioare, Ana Asta o să faci, să-mi cumperi și mie un suc ia uite, iar o ocupată cu sucul Hai să ne mișcăm repede aici, uite și -ți pun, îți spun, îți un microfon din asta. Ești gamer, Ana, n-ai ce spune, uite, asta o să fie. Ia uite, ai pus asta aici frumos, ok? Stai că fac grătar, auzi și ce Maria, tu n are bă nicio treabă cu noi, Maria. Vezi că e frumos? Da, chiar ai și mișto. Uite, aici e al tău. Și o să mi fac și eu aici în partea asta la altă. Bă, trebuie să aducem scaune aici, dar nu contează. Eu mă grăbesc măcar să le facem așa, știi ce zic? Măcar, bu, nu mai am și eu. Nu pot să cred că n-am monitor. Bă, n-am monitor. Ana, ia uite, aici ai ceva monitor prin inventar. Ia, uite-o, bă, la cine era monitorul, bă, mă, și mi era. Da, mi-ai pus asta de toți banii aici. Stai, mă, Ana, când fac aici. Da, mă rog, monitorul ăsta intră cumva, e parte din calculator, e fratele lui, nu știu ce se întâmplă aici. Și cred că oficial, Ana, suntem gata cât de cât cu baza secretă. Ce zici? Am crezut că scap și-l vând. Au ce zice la mai să-mi vândă monitorul. Ia, uite, bă, Ana. Deci, o bază mai dezorganizată ca asta, nu mai cu tine puteam să fac, Ana. Deci, efectiv, n-are niciun sens și nu știe ce hackerul nu ne-a pus caune. Dar, lasă că merge. Eu am o impresie că tot la tine sunt scaunele sau ceva. Eu cred că ai mai furat din chestul ăla, nu știu de ce, dar uh, Ghiuzdanul ăla cred că trebuia să-l păstrez eu pentru mine că mi-ai tot luat chestii din el. Și mamă, ce se întâmplă, mă? E Maria în bază la ea cumva? Să așa că parcă parcă văd numele mai aproape. Voi pe unde sunteți? Auzi cine întreabă? Stai pe shift, stai pe shift Ana, stai pe shift, că s-ar putea să ți se vadă numele, că e foarte aproape. Um, scriu repede, la minat. Oh, o să mă pune pe de pe shift. Cred că cred că n-am văzut. N-are de ce să se uite fix în pământ acum, nu? Ok, să sperăm că nu suspectează nimic. Cred că e foarte aproape de noi. Cred că e foarte, foarte aproape aproape noi. Cred că e fix aici. Oh my god, am văzut-o, am văzut-o. Doamne, deci jur că am văzut-o puțin. Doamne, ferește Cred că a plecat din bază, a plecat din bază. Bă, 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 nu veni aici, că nu avem loc amândoi. Dă-te, dă, -te, dă -te așa. Mamă, ce facem? mă? Cred că a plecat. Stai așa să mă uit pe camere. Ia stai să mă... Uite-o, mă, că s-a dus ea la... Oh my god. Gata, Ana, cred că am scăpat oficial. Cred că am scăpat. Fii atentă că o să pun și niște camere aici, ca să avem și camere în baza asta. Uite așa frumos. Hai să plecăm. Mamă, crezi că avem timp să plecăm măcar, mă? Că, mamă, cred că e la magazin acum, hă? Da, 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 că văd numele, vă numele. Am putea, am putea să încercăm. Hai să încercăm repede, repede, repede. Hai să vin vino cu vin vino cu ce repede, repede, repede afară. Um, Ana, înapoi, înapoi, vine în casă, vine în casă, mergi înapoi, mergi înapoi, bagă te înapoi în bază. Dai, 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 dai. Bagă te repede că vine aici afară mișto, că am văzut o pe cameră. Tu, ne ferește. Ok, deși a cumpărat ceva de la magazin. Nu știu cu coboară aici, dar oricum e foarte, foarte aproape. Uite, știu că era pe aici pe undeva. Nu putem să ieșim acum, zic că nu putem încă. Îmi e frică acum. Maria, hai la mine acasă. Uite ce zice Ana. Hai că vini imediat. v-am vine Maria la tine acasă acum, Ana. Oh my god, păi și face pleacă. Bă, e tot aici. Mamă, mi-e rău. Uite-o pe Maria. O văd, o văd prin asta, o văd prin treptor. <gură> oh my god, nu pot să cred, Ana. Nu pot să cred. Um, ok, ok, nu mă mișc, o să audă scara. Sper să sper să plece. Vreau și eu. Bă, nu veni, nu veni că se aude scara. Ok, ok, cred că a plecat. Cred că a plecat la tine acasă. Cred că pleacă spre, spre casa ta, nu? Da. Hu! E ok, e ok. Acum, acum trebuie să, să plecăm. Acum e perfect. Acum dacă plecăm, încercăm. Da, da, da. Hai, vino cu, vino cu repede. Hai, că acum chiar n-are de ce se mai întoarcă. Pune la. Bă, bă, bă nu așa. T -t 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 -t. lasă mă -mi pe mine. Așa fugi, 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 fugi. repede, de repede. Dar nu ești acasă, auzi ce zice Ana? Oh my god, oh my god. Ok, ok. Gata, gata. Hai că venim acum. Stai așa, să intru pe voi și în joc, stai așa un pic. Doamne, ce zici, bă, Maria? Eu tu, bă, bă tu fur de la Ana din casă. Doamne, ferește, bă, ce se întâmplă aici? Ce are Rex? Mă, ce, ce are, mă? L-am bolnăvit pe Rex, Maria. Bă, Maria, te-am găsit la Ana acasă și tu ce faci? L-am pe Rex aici. I-am dat de mâncare. A, nu cred că îi place orice, dat de mâncare și de ce? Ana, tu de ce nu mai ai scaun? Nu avei gen scaun? în casă sau ceva de gen. Oh my god, cred că nu prea place de Maria, cred că sare pe aia sau ceva de genul. Tu, oh de... Voi doi unde ați fost? Uh unde să fim? N-am fost nicăieri noi doi. Eu am fost cu treabă și ea a fost, nu știu unde a fost, că a zis că e nu știu unde, nu știu, cu barca, la pâine, nu știu ce treabă a avut Ana, dar eu am avut altă treabă, gen. Și de ce ați venit împreună? Uh, n-am venit împreună, s-a nimerit să ne vedem undeva pe, pe aici, gen, pe lângă casa ei. Da, ne-am întâlnit random, gen, când veneam amândoi în oraș, știi ce zic? Hmm, puțin dubios, parcă ascunde, cum adică să ascund eu, eu să ascund ceva. Bă, bă, am eu față de parcă ascund ceva. Mai Ia uite de ochii mei. Deci chiar ți se pare că sunt un burger de neîncredere? Chiar mi se pare că sunt un burger foarte de încredere. v a ținut și de mână când ați venit la. a... E, n-am dacă ne-am ținut. Bă, du-te mă de aici. s am spus că ne-am întâlnit random, ce pe atâtea chestii. Rex mușcă, ia s-ar pe ea, Rex, gata. Că ne enervează. Lasă-ne cu astea, mari. Bă, chiar l-a pus pe Rex. Tu, oameni, dar ce are Rex? E rău, nu știu. Hai să vă arăt ceva. Ce, ce vrei să ne arăți? Ce care e faza? La mine acasă, la tine la... stai, ce? La tine? Păi, stai mă, Maria, că abia ne-ai arătat casă. Ce vrei să ne arăți la, tine acasă? S ce, ce poți să ne arăți la, la tine acasă? Ai ceva, ai ceva de arătat, Maria? Uh, gen, vrei, vrei să ne spui ceva? Ți-ai luat toaleta, am furat un aragaz de la magazin. Doamne, am furat aragaz de la magazin. ne ferește. Și are, de ce ai o toaletă aici, mă? Am cumpărat și o toaletă. De deci ce asta l-ai furat și pe asta, pe asta ai cumpărat-o? <laughs> de ce nu l-ai furat pe amândouă? sau de ce nu l-ai cumpărat pe amândouă, măcar? Doamne, ferește. Uh asta era tot ce vrei să ne arăți gen la tine acasă? Aragazul e pe datorie. Ah, ok, am înțeles, da. Ok, are sens. Uh, da, plătește, plătește Ana care mulți bani, am înțeles. Păi și cam atât, eu cream că ne arati ceva și mec de tot că mamă ți-ai luat o chestie de sau ai construit, poate. N-ai construit ceva foarte șmecher ce voi să ne arăți? Cam atât. Ah, am casa mică, aia e. Ah, da, 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 nu știu, mă gândeam, dar știi că poți să faci de exemplu, fii atentă Maria. O chestie, îți dau un sfat când ai o casă mică în Minecraft, poți să -ți faci sub subsol gen dacă vrei Dacă, dacă vrei să te extinzi Poți să-ți faci subsol și gen să sapi așa în jos Uite gen să zicem aici știi Și sapi așa în jos și faci, uh, uh, îți faci faci o scară și îți faci o cameră acolo Nu ce zici putem să te ajutăm dacă vrei Nu de Hai mă să facem unul asta adevărat Și ne ocupăm noi pe bune și te, te extinzi mișto și așa Nu vreau de ce nu vrei bă bă Chiar nu e mare chestie Chiar ieșiți din casa Doamne ferește Bă stai mă așa că voiam doar să te ajutăm Fum, Ok bine bine gata hai că spunem asta înapoi, gata. Ia, ia fura și toaleta. Fugi cu toaleta. Bă. I-a furat toaleta, Ana. Bă, dacă ai văzut așa ceva, Ana care fură toalete. Asta e cea mai clasică chestie pe care am văzut-o vreodată. Bă, stați mă așteptați mă și pe mine. Păstrează-o. ne a lăsat, i-a lăsat toaleta lui Luana. Doamne, dacă am văzut așa ceva. Ok, fetele, fetele sunt foarte, foarte ciudate, n-am ce spune. Chiar sunt destul de ciudate. Bă, Maria, eu cu Ana cred că o să lăsăm, că mai avem niște Treabă, gen... Uh, o ajut la un proiect la școală, ok? E, e complicat, trebuie să vorbim niște chestii și gen... Uh, da, o să te lăsăm acum, nu o să... Hai plecați porum... Bă, ce porumbei bei, mă? Doamne ferește, n-am văzut mai așa. Las-o, mana, las-o pace, că face ea glume. Da, hai că Porumbei, Hai, vină cu aceana, că aveam, aveam o treabă cu o chestie, gen... Știi tu, chestia aia, proiectul la uh, Maria ne... Ce are, mă, Maria? A nebunit Maria? Tu, ne hai, Maria, gata, că avem niște treabă. vină o cu acea. Hai, pa! Tu, am ferește. Bă, 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 vină cu aceea. Bă, unde te uiți, mă? Te uiți... Bă, de ce se uită la noi? Efectiv. Vino cu acea, vină-o cu acea, vino la mine acasă. Bă, de deci ce ai văzut de câte teorie era să ne prindă, efectiv? Doamne, ce ciudată. Bă, da, e, e destul de ciudată, dar e prietena ta, nu te uita la mine, nu știu de ce e așa ciudată. Ok, deci până acum nu suspectează nimic, Ana. Eu zic că suntem bine, avem o bază care e vai de cap, trebuie să mai uh, facem niște schimbări. Am făcut-o foarte pe grabă, pentru că, bă, dacă nu se conecta pe server, e mult mai șmecheră. Am scăpat foarte lejer, du-te bă că era să ne și prind odată ce, ce am scăpat lejer, dar oricum momentan, gata, ai văzut că s-a și speriat acolo când am zis să, să păm jos, să facem de da, ai văzut? Deci, mamă, mama deci vrea să o țin ascunsă. E bine că momentan o să țin și noi ascunsă baza aia și nu-i spunem de ea. Nu știu dacă o să-i spunem sau când o să-i spunem, dar momentan eu zic că e ok ce am făcut până acum. Am făcut bază secretă, cum te simți, Ana, că am făcut și sub casa prietenei tale o bază secretă. De fapt, nu sub baza ei secretă am făcut. Deci, n-ai ce spune, suntem prea buni, Ana. Chiar te pricepi, dar momentan încă n-ai făcut prima ta bază secretă singura că te-am ajutat și eu tot la asta. Lasă în chestiile că eu nu sunt Maria să fur din bucătărie da? Și da, eu zic să o lăsăm așa. Uh, noi vă mulțumim pentru atenția acordată și cred că o să ne auzim și noi pe data viitoare. Nu știu ce o să se întâmple și cu baza secretă a Mariei sau ce o să mai facem. Eu și Ana v-am pupat. Nu uitați, Luca Luc cel mai șmecher mărci aveți și cu Ana Banana și cu Burger și cu de toate. Ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa!